Introducing first, fighting out of the blue corner. He's 19 years old and stands 175 centimeters tall. Official weight 71 kilos. Și 7 ani mai mare Andrei Ostrovanu, mai înalt cu 11 centimetri. Are un palmares normal mai bogat. 32 de victorii, 6 înfrângeri și un egal pentru Ostrovanu. De partea cealaltă, puștul Andrei Șerban, al mai 19 ani, are 2 victorii și o înfrângere. He's 26 years old and stands 186 centimeters tall and weighted at 71 kilos. His professional record, an impressive 32 victories, 6 defeats, and one bout scored even with 17 big wins by way of knockout. From Suceava, Romania, ladies and gentlemen, aici din Suceava, normal. Ursis Fălticenu este din locul Suceava, dar Andrei Ostrovanu se pregătește la IO Gym, Baia Mare. Nu este o problemă, normal, fanii sunt alături de Andrei Ostrovanu, pe care ați mai văzut în galele Coloseumul, luptător tehnic, un portofoliu important al loviturilor, în special de picior. Prima oară când fanii din Fălticeni scandează numele unui sportiv. Vă dați seama ce s-a întâmplat la ultima partidă în care va lupta Ionuț Atodiresei. Stă la bătaie Andrei Ostrovanu. Nu este indicat acest lucru pentru că el are o alungere superioară, a un croșet de dreapta peste umăr aruncat de Andrei Șerban. Și-o de stânga pe plecare pentru puștul Andrei Șerban. Low kick pe interior, pe exterior acum pentru Vasluian. A alunecat Șerban. Două, trei directe din partea lui Ostrovanu, încearcă să mișoreze distanța Șerban, croșeu de dreapta din Ostrovanu, directă de dreapta, upper cu croșeu de stânga. Se duce la bătaie Andrei Șerban, este singura sa șansă să-l agațe pe Ostrovanu, din distanță mică, e adevărat. Oh, low, oh, low! Ce genunchi și-a luat în barbă Andrei Șerban, a sărit proteza, apoi a venit și croșeul de dreapta. Bine că a intervenit arbitru. Vezi că nici nu și-a dat seama Andrei Șerban cum i-a sărit proteza. Vedem acum. Deci genunchiul după low kick a fost genunchiul acum. Pah, ce lovitură! Bine că nu a intrat și acel croșeu de dreapta, care ar fost knockout, Andrei Șerban. S-a întors la timp. Să vedem dacă forțează acum Ostrovanu knockout-ul pe final de rundă. Mai sunt 40 de secunde. Oh, pas în spate, iar și-a căzut proteza lui Șerban. Împins pe cozii ringului, vine să o lasă cu genunchiul în acea zonă Șerban.
Am mai putut să lovească de, cu genunchiul Ostrovanu. Croșiu de dreapta, aoleu, ce croșiu de stânga a dat Ostrovanu încă o dată. Eschivează și salvat de clopoțel Andrei Șerban. Rundă bună, normal, făcută de Andrei Ostrovanu. Începuse bine și Andrei Șerban, dar n-a rezistat decât un minut. Diferență mare, totuși, de experiență între cei doi. Combinație eficientă din partea lui Ostrovanu. Oh, aici a fost acea combinație devastatoare aproape pentru Ostrovanu. Bine că a intervenit arbitrul să-l protejeze pe tânărul Andrei Șerban. Din nou începe puternic Andrei Șerban. După ce am văzut în prima repriză, probabil acest meci va dura atât cât își dorește Andrei Ostrovanu, care iese de pe corzi și aruncă o cavalcadă de croșet și picioare spre adversar. Oh, uppercut la ficat. Foarte curajos Andrei Șerban. Oh, a rămas în colț, trebuie să plece de acolo, dacă mai poate. Ei! Păcat, da, l-a pus la pământ Ostrovanu pe Șerban. S-a văzut superioritatea suceveanului și așteaptă ovațiile fanilor, normal, Andrei Ostrovanu. Superior lui Andrei Șerban, care totuși are inimă de sportiv, are inimă de boxer, cum spun aceștia. A fost acel uppercut aficat, vedeți, cu mâna stângă. Acesta a fost pumnul care l-a trimis la podea, i-a tăiat oxigenul lui Andrei Șerban. Uppercut de stânga aficat. Ați văzut sportivul? Mai stă cam o secundă și ceva, două, și apoi îi se taie picioarele. Sunt cele mai periculoase lovituri din box și kickbox. Lovitura pe ficat. Încă un knockout la Coloseum 14 și tot în repriza a doua. Totul a părut safe, da, în regulă în această partidă, dar pentru Ostrovanu. Ladies and gentlemen, your winner by knockout in the second round from the red corner, Andrei Ostrovanu. Învingător prin knockout tehnic, da, Andrei Ostrovanu. Repriza a doua în fața tânărului Andrei Șerban, de 19 ani, de la Tornado Vaslui. Și un anunț din partea lui Gabriel Georgescu, promotorul acestui circuit Coloseum. Vreau să vă anunț oficial că în următoarea gală Coloseum Tournament, Andrei Ostrovanu va lupta pentru centura vacantă la 71 de kilograme. Vă rog să-l aplaudați! Da. A făcut o impresie bună Andrei Ostrovanu și va lupta pentru titlul în circuitul Coloseum Andrei Ostrovanu. Ladies and gentlemen, Gabriel Georgescu has just announced that Ostrovanu will be fighting for the lightweight title. Of course, the champion right now is Cristian Milea. Your thoughts? Cristian Milea va fi partida. Bună seara, Fălticeni, bună seara, Suceava! Sunt pregătit să lupt pentru titlul la 71 de kilograme. Consider că sunt cel mai bun sportiv din România și vreau să demonstrez asta. Este timpul meu și voi da tot ce pot
să obțină această centură și acest titlu la categoria 71 de kilograme Coloseum Tournament. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, pentru că ați venit un număr atât de mare. Mă bucur că s-au vândut toate biletele și că sunteți aici atât de mulți. Și haideți să-l susținem pe Ionuț Atodiresei. Este o mândrie pentru noi sportivi să luptăm aici în aceeași gală cu el și pe toți ne-a inspirat. Hai Ionuț, hai România! Andrei Ostrovanu! Nu vom mai vedea pe Andrei Ostrovanu, spunea Gabriel Georgescu, promotorul acestui circuit. În următoarea gală se va lupta cu Cristian Bila pentru centură.